Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În general, decembrie este o lună relativ calmă și favorabilă pentru majoritatea reprezentanților acestui semn zodiacal. Fecioarele vor profita de moment și se vor bucura de frumos, te așteaptă schimbări plăcute în viața personală și schimbări în condițiile din jurul tău acceptă tot ce ți se oferă cu recunoștință. Dacă nostalgia se abate peste tine la sfârșitul anului, atunci pleacă într-o excursie. Sosirea rudelor de departe te va înveseli și îți va aduce aminte de valorile familiei. Dragoste, în viața de familie, totul va fi calm și fără probleme serioase. Pot să apară probleme minore în gospodărie care pot fi ușor de eliminat nu-i provoca pe cei dragi la dispute și nu găsi vina cuiva din pricina flăcurilor. Făți timp pentru a doua jumătate, mergeți împreună la o întâlnire romantică, duceți copiii la bunici, petrece mai mult timp în partea intimă a vieții tale. Fecioara liberă va fi interesată de noi cunoștințe. Sunt o mulțime de posibili pretendenți, dar cei care se potrivesc gustului tău sunt greu de atins. Trebuie să iei inițiativa dacă vrei o relație lungă și serioasă. Nu-ți fie teamă să ai încredere și să te deschizi, altfel nu vei putea câștiga inima unui potențial partener. Prieteniile de durată pot inspira și dragostea, dar continuarea va depinde de acțiunile tale. Sănătatea Fecioarele trebuie să fie atente la sistemul respirator. La începutul lunii, poți câștiga ușor o bronșită și chiar o pneumonie. Astrele te sfătuiesc să ai în serios simptomele răcelii și ale altor afecțiuni. Cu sănătatea, glumele sunt rele și cu atât mai mult când vine vorba de sistemul respirator. Dacă ești bolnavă, trebuie să vezi un terapiu pentru a te recupera rapid. După 15 decembrie, este posibil să observi o primă defecțiune a sistemului imunitar. Acest lucru este temporar și va trece până la sfârșitul anului dar pentru a nu-ți pierde deloc vigoara, încearcă să încetinești ritmul tău alert, să faci sport, să fii mai activă, plimbăte, încearcă dușul de contrast, nu exagera cu sporturile grele, păstrează-ți echilibrul, asigură-te că mănânci bine, mai multe proteine și mai puțin zahăr, gândește-te cum să scapi de acele kilograme în plus, care nu numai că strică silueta, ci sunt și dăunătoare sănătății banii. În această perioadă serviciul necesită un răspuns rapid. Șefii și partenerii așteaptă acțiuni decisive din partea ta și au mari speranțe. Pentru a le justifica, va trebui să muncești din greu și să nu refuzi dacă trebuie să pleci într-o călătorie de afaceri. În plus, acolo poți întâlni oameni interesanți și poți face un util schimb de experiențe. Nu-ți face griji, financiar vei fi plătită foarte bine. Cei care caută de lucru vor trebui să iau o pauză. Acum nu este cel mai bun moment pentru interviuri. Angajează-te în autoeducație, urmează cursuri, citește cărți educaționale, participă la traininguri. Dacă ai nevoie de bani, ia în considerare să faci bani online. Situația se va stabiliza abia după sărbătorile de iarnă, dar deocamdată activează modul economic de viață și nu intra în panică. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?